Urmează etapa a doua, un meci pare dificil la Sibiu, cum vezi tu? Bună ziua, în primul rând. Da, este un meci dificil pentru că i-am văzut în meciul cu Dinamo, arată foarte bine. Este o echipă bună, o echipă cu un lot valoros. O echipă care și-a schimbat foarte mult atitudinea și vorbim și de campionatul trecut, arată foarte bine. O echipă agresivă, o echipă cu un pressing avansat, o echipă care joacă cu o posesie foarte bună, dar și noi suntem în creștere și zic eu că chiar dacă am pierdut cu CFR-ul, am făcut un meci foarte bun din punct de vedere al organizării și chiar și al jocului, cu momente foarte bune în care am dominat CFR-ul, neșansa și poate chiar și trebuie să punctăm acest lucru și greșeala arbitrajului a făcut ca să nu scoatem un rezultat pozitiv cu CFR. Tocmai de aceea mergem cu încredere la Sibiu să ne jucăm șansa și să luăm puncte. La ce să se aștepte spectatorii în felul spectatorii, ținem cont că s-au schimbat și la Sibiu și la noi loturile? Da, trecem o perioadă de tranziție pentru fiecare club în care toți am pierdut jucători, au plecat, s-au transferat jucători și într-adevăr vedem că sunt foarte multe cluburi care au transferat în această perioadă scurtă foarte mulți jucători. Păi, noi sperăm la jocuri cât mai frumoase, spectaculoase, dar în același timp trebuie să avem și puțină răbdare pentru că nu poți omogeniza un lot de jucători într-un timp atât de scurt. Dar cred că în o perioadă destul de scurtă vom arăta un fotbal foarte bun. Ce spui de faptul că postul nostru atacant, Iacob Vârtu, și-a semnat cu CFR Cluj? Ce pot să spun? Cu un ochi plâng, cu un ochi râd, mă bucur pentru el. În același timp îmi pare rău că pierd jucători și am pierdut jucători buni, jucători valoroși, jucători care au fost la noi și ne-au ajutat foarte mult. Iacob a marcat 9 goluri, dar în același timp este șansa lui. Mă bucur pentru el și sper să o facă poate chiar mai bine decât a făcut-o și la noi. Și aseară Alexandru Buzuc, care tot de la mine a plecat, tu l-ai adus. Da, se pare că suntem o rampă de lansare pentru Liga 1 și dăm jucători pe la toate cluburile mari. Pe mine și stafful meu nu poate decât să ne bucure acest lucru, pentru că înseamnă că se vede că munca noastră nu este în zadar și că pe lângă performanța pe care am făcut-o reușim să dăm și jucători cluburilor foarte mari și, după cum spuneai și tu, CFR, FCSB, da, și am... Da, de ce nu? Dar în același timp îți dai seama că nu te simți ok ca antrenor. Construiești o echipă, o faci să joace, practic niște jucători care vin din campionate diferite sau chiar de la noi din campionat, poate nu spuneau foarte mult pe la cluburile pe unde au fost și sper să nu se supere, pentru că ăsta este adevărul, jucătorii în cauză, și reușim noi să-i facem să joace și să-i ducem la un nivel foarte bun în care ei să primească niște oferte foarte bune pentru ei și pentru cariera lor. Ți-am spus, mă bucur acest lucru, înseamnă că se vede și munca noastră, dar în același timp îmi pare rău pentru că în loc să am continuitate și omogenitate la echipă, am pierdut jucători, acum nu este vina nimănui, dar noi trebuie să o luăm de la capăt, să muncim și să sperăm că în iarnă nu mai îmi pui întrebările astea despre anumii jucători care sunt acum aici. De Omar, ce spui? Dacă vedi că golul să fie decisiv. Un jucător care a fost la noi, într-adevăr, a jucat foarte puțin, pentru că era un jucător care, sau este un jucător care are calitate, a demonstrat că avea calitate, dar n-a reușit să se integreze atât de bine. Nici noi nu am avut răbdarea necesară cu el, pentru că eram într-o situație în care
nu adunam puncte și chiar n-am avut răbdare să stau să-l integrez și să-i dau timp. Și, dar ne-a arătat în puținul timp în care a stat la noi și cred că a și jucat, nu știu, un meci, o repriză, a arătat că are calitate, dar încă nu era ceea ce îmi doream eu la momentul respectiv și uite că mergând în altă parte s-a adaptat probabil mult mai repede și o face destul de bine. Deci, încă o dată se demonstrează că la Clinceni se muncește și că la Clinceni vin și pleacă jucători la echilibri la cluburi foarte mari. Și asta e bine și cred că e un avantaj și un moral pentru un moral bun pentru jucătorii care acum sunt aici și sunt lucruri demonstrate că pot să, oricând să facă pasul la cluburi foarte mari. Cum ai fi reacționat sau cum ai reacționat dacă ar fi la noi situația de la Barcelona cu Messi? Ai proteja un jucător ca Messi? Da, bine, vorbim de lucruri total diferite și e diferența de la cer la pământ. Dar Messi, din punctul meu de vedere, ținând cont că eu sunt fan Barcelona, reprezintă totul pentru Barcelona, cred eu, și că practic din toate punctele de vedere, adică marketing, tot ce vrei, trofee și așa mai departe, Messi și-a adus un aport foarte mare și este un jucător uriaș, un jucător enorm care se vede că an de an câștigă și se bate pentru trofee împreună cu colegii lui. Da, e normal să-l protejezi. Depinde acum care este politica clubului și ce vor ei. Noi doar ne dăm cu presupusul și spunem lucruri din afară pe care noi nu le știm. Acolo sunt și niște rețete financiare foarte mari și nu știm exact care sunt cauzele. Dar eu, ca antrenor, bineînțeles că mi-aș dori să-l protejez un jucător ca el, pentru că este un jucător care, într-adevăr, când echipa nu merge, iese în evidență și îți câștigă meciul. Iar pentru asta e normal că trebuie să-l protejezi.